partea reclamată, cine vrea să răspunde la cele votate de domnul Buză și domnul Artemie și, în primul rând, la problemele ridicate în politică. Poate să începem cu spitalul și apoi deja cu plan, pentru că sunt probleme diferite. Știu toate plângerile, cred că toate practic legate de secția consultativă. Vreau să spun pentru a nimeri la un medic specialist. Noi avem fișul de programare care se află în registratură formă 040. Modificările au fost efectuate la maxim posibil, adică am micșorat timpul de consultație la 20 minute la 15 minute pentru a micșora și rândul de așteptare a persoanelor asigurate. Această formă noi o facem în special pentru persoanele asigurate. Pe de altă parte, temei pentru a beneficia de consultația unui medic specialist, noi ne conducem după ordinul 414 din 2017, adică sunt trei metode sau cum se spun, de a beneficia de consultații la medic specialist. Prima este trimiterea de la medicul de familie cu inscripția în cartela medicală sau formă 025E. A doua este trimiterea de la alt specialist, adică de la neurolog la traumatolog, în dependență de cazuri. Și a treilea este bonul de plată. Pentru persoanele asigurate, noi avem și un acord informat la servicii medicale contraplate, anume pentru persoanele asigurate, deoarece ei semnează acest acord ambele părți. Prima parte, reprezentantul legal, pacientul, și a doua parte este medicul specialist sau medicul care oferă servicii. În ceea ce ține de ultrasonografia acordului care a fost efectuate, domnul personal pe mine m-a sunat, i-am explicat care este situația. Mama a semnat acord informat și a fost informată despre modul și posibilitatea de a beneficia de serviciu gratuit. Pentru servicii din alt performanță, pentru că e acord între servicii din alt performanță, Spitalul Raional Nesporin, în anul 2019, a primit o sumă de 100.000 de lei. Această sumă a fost gestionată nu numai pentru ultrasonografia cordului, dar noi în servicii din altă performanță avem și holter monitor, tensiune arterială, holter EKG, tensiune arterială 24 de ori, avem SIP-urile cum sunt T3, T4, TSH și un marker oncologic la prostată. Această sumă a fost valorificată în primele 5 luni ale anului 2019, deoarece la noi, în raion, prevalează pe primul loc patologiile cardiovasculare și ținând cont de faptul că orice pacient cu hipertensiune, cardiopatie, el necesită investigații la ultrasonografie cordului pentru a merge mai departe la consultații deja la specialist. Dumnealui când s-a adresat, a fost în luna august, deja acești bani erau valorificați, noi i-am propus la centru diagnostic, eu personal fac programări la servicii de înaltă performanță la nivelul 3. I s-a propus, rândul era în decembrie. Rândurile de așteptare sunt cum sunt. A refuzat, a fost de acord, a semnat acordul informat pentru servicii contraplate, i s-a oferit servicii, a mers mai departe. Cred că noi aici nu am încălcat absolut nimic. Ceea ce ține de consultația la medici specialiști. Noi nu avem 2-3 medici specialiști, noi avem câte un medic care deservește un raion. Medicul oftalmolog, iarăși, este supraîncărcat, nu poate, l-am pus să lucreze pe un salariu 25, până la 5,45. Noi nu putem să încălcăm drepturile pacienților asigurați ceea ce ține de programare, pentru că pacientul asigurat are dreptul la consultații gratuite. Iar cel asigurat, dar se adresează direct și nu intră în lista patologiilor cele 77 din normele metodologice anexa 2, el achită și se prezintă cu bonul de plată de 90 lei sau cât s-o poate, cât e servici conform tarifelor în vigoare. Domnul Artemie, când s-a adresat, medicul oftalmolog urma să plece în concediu. Noi încă nu eram siguri că dumneai ei o spus, o să ne anunță
când revine, că era o problemă, trebuia să ieși din cont propriu, acolo noi am insistat puțin programările, pentru că nu pot să fac programări când nu știu când se întoarce medicul. Deja pune în situație și pacientul și medicul când se întoarce. Știind, noi anunțăm pacienții, rândurile de așteptare sunt la unii specialiști și de o lună și de două, noi anunțăm pacienții care nu se prezintă la programare, ne sună, noi sunăm o listă de așteptare suplimentară, domnul Arteni a fost telefonat și chemat suplimentar la oră anumită, i-a spus data și oră. Nu putem noi să nu spunem data și oră, pentru că fișa de programare este pe oră și pe dată, din 15-15 minute. Cu doamna Prangache, dumneavoastră ei a fost operată în Spitalul Raional Nesporin, secția traumatologie din medic-traumatolog Panfil. Dumneavoastră ei, după externare, pleacă acasă cu recomandări. Deja recomandările sunt pentru ambulator, nu pentru staționar. În secția consultativă nu lucrează medicul care lucrează în staționar, care operează. Deja la secția consultativă este alt medic și el se ocupă mai departe. Dumneavoastră ei, nu știu de ce, consideră că tot secția consultativă trebuie să vină medicul care operează. Noi acolo avem angajat alt traumatolog care el deja cu recomandările de ambulator se ocupă el. Și ceea ce ține de suma alocată, dumneavoastră spune sumele astea, secția consultativă anul 2019 a primit de la companie 4.219.000 și ceva. Nu, cum spuneți, 50-49. Eu vă spun cifra care o avem pe contract. 4.219.791.60. Eu ceea ce nu pot să... Asta e în general pentru diferite tipuri de servicii? Nu pentru diferite. Pentru servicii de înaltă performanță sunt 100.000, vă spun, care intră numai ultrasonografia cordului, acolo sunt mai mulți servicii de înaltă performanță, dar pentru, ținând cont, raionul Nesporeni, 53% sunt persoane asigurate. Suma mai mare. Din această 100.000 de lei, ce sumă a fost repartizată pentru EKG? Imediat, vă spun că nu știu, sunt 112 ecocorduri făcute, 1837, 37.744. 37.744. Și această sumă a fost utilizată pentru câte servicii? 112 persoane. 12. Undeva în jur de 50.000 s-au alocat pentru alții regionale performanțe investigații de laborator, care tot sunt efectuate, și restul pentru fibrogastrodenoscopie cu prelevare biopsiștului cu Bacter pylori și pentru Holter monitoring. Tensiune și EKG. Spuneți-mi, vă rog, cum dumneavoastră planificați suma necesară pentru serviciile PIAL, serviciile de performanță? Noi din start am planificat pentru numărul de bolnavi cronici care se află în evidență pe raionul Nesporeni și pe urmă am replanificat pentru numărul de populații care dețin, pentru că noi sunt trei centri autonome, Milești, Selești și Grozești și Centrul Sănătate Nesporeni. Pe urmă am luat și la numărul de populații. Dar luați cumva dinamica din anul precedent? Pentru prima dată. Da, anul precedent. Adică noi anul trecut n-am avut așa investigații. Aha. Noi anul acesta am dotat, am avut medic specialist. Deci serviciile EKG nu ați oferit anul... EKG, electrocardiografie. Electrocardiografia nu intră în serviciu de înaltă performanță. Ecocardiografie. Da. Ultrasonografia cordului. Asta este un serviciu mai costisitor, este în lista serviciilor de înaltă performanță, face parte din anexa 5. Okay. Da. La programul 1. EKG, asta e mai simplu. Ok.
Deci EKG a fost, dar ecocardiografie, asta e prima dată, deci dumneavoastră ați primit sau ați cumpărat un aparat eu. Da, și atunci specialist pregătit în domeniu. Ca să vă dau un răspuns clar, până anul trecut, Spitalul Regional din Spărin nu a avut medic specialist la ecocardio, nu știu mai departe. Dar anul acesta au venit de pe bănci și școli medic și instituția a dotat cu aparate necesare pentru din altă performanță. Ok, foarte. Bine. După ce această sumă de, nu 100.000 de lei, dar această sumă repartizată anume pentru ecocardiografie, 37.000 și ceva de lei, a fost deja valorificată. Dumneavoastră ați susținut că în 5 luni această sumă a fost deja utilizată și nu a rămas bani pentru anume acest serviciu. Ce dumneavoastră ați întreprins ca acest serviciu să fie efectiv disponibil pentru adică populația care beneficiază cu poliță? Noi investigăm pacienții care sunt în staționar, noi investigăm. Ok, asta e la, în staționar, dar fără staționar, dacă persoana a avut trimitere din partea medicului de familie sau un alt specialist? Noi l-am programat la nivelul 3, unde oferă servicii persoanelor asigurate. Nivelul 3, asta e ce înseamnă? Știu. La Chișinău. Uitați, eu sunt Chișin. De fapt, serviciile respective, adică EcoCor, au fost contractate la nivelul Spitalului Regional Nispărin. Dar pe lângă asta, deoarece ele sunt incluse în anexa 5 la programul unic, ele au fost procurate, contractate la alte instituții, terțiare sau municipale, din Republică. Okay. Și metoda este, mecanismul este așa. De exemplu, la nivelul de Spitalul Regional Nispărin a fost epuizată suma respectivă, atunci pacientul beneficiază de serviciu dat la, în altă instituție, contractată de companie. Unde această sumă încă nu a unde, da, noi avem majoritatea instituțiilor care prestează servicii din alte performanțe, de fapt, cum ar fi Centrul Diagnostic și alte instituții, la ei sumele sunt mai mari și acolo beneficiază, practic, pe parcursul întreg anul, pacienții care au bilet de trimitere și se programează. Dar asta am vrut să spun, că nu doar EcoCord este contractat și procurat, nu doar la Centrul Diagnostic. Este o listă de instituții care prestează serviciul respectiv. Nu știu de ce s-au axat doar pe Centrul Diagnostic. Nu, în momentul când vă spun cum. Centrul Magnific, practic, de mult, la sfârșitul lunii, fac programare pentru luna următoare. Întrerup, când au îndeplinit lista, Magnific, da. Ce are Magnific? Are contract cu compania. Asta e instituția privată? A făcut trasonografie acordului. Păi, ai contract cu compania. Da, da. Adică, dar nu numai Magnific. Nu, adică majoritatea centrilor așa fac, lucrează cu o lună numai. La Centrul Diagnostic nu ne pun limită, o lună, două săptămâni, trei săptămâni, da, major? Perioada când noi eram puși în situația că să revenim la sfârșitul lunii următoare pentru următoarea lună. Vreau să specific, de fapt, limitarea o lună sau, nu știu, o săptămână sau două nu există nicăieri. Adică programarea poate fi efectuată și peste o lună și peste două. Nu este nicăieri stipulat că se limitează o lună. Adică, și alta este că noi la fiecare centru, la începutul anului, primim niște cote. Da. Niște cote și noi, adică, suntem cât să nu le depășim. Și unde ne programează un număr de investigații. Un număr de investigații. Noi primim la începutul anului la fiecare centru care are contract cu compania. Noi nu ne încercăm să nu le depășim. Dar dacă aveți persoanele au nevoie, mai multe sunem. Persoane decât noi oricum sunăm și ieșim din situația la moment. Specific eu. Instituțiile care sunt contractate pentru servicii din altă performanță repartizează. Bine, de exemplu, eu fost contractat, nu știu, 1 milion, de exemplu. Servicii de 1 milion. Ei planifică că o să efectueze 100 de EcoCord, 200 de ultrasonografie ficatului, 300 de și așa mai departe.
Toate instituțiile care au fost contractate pentru servicii din autoperformanță repartizează cote la, de exemplu, la spitalele raionale. Adică, centru diagnostic. Poate să vă deie pe parcursul anului 100 de ecocort, 200 de așa, alte instituții care au fost contractate, la rândul său, tot repartizează cote. De exemplu, același magnific. Poate să efectueze pentru pacienții trimiși din Spitalul Raional Nisporeni 200 de ecocord. Okay, da. Ați înțeles, da? Da. Deci, asta e. Acestea sunt cote. Okay. Și instituțiile care au fost contractate pentru servicii din autoperformanță se repartizează cote la toate instituțiile care au nevoie de aceste servicii. Deci, în sens că în cazul în care alte instituții nu au aceste servicii disponibile lor din așa. Dacă nu au disponibile sau, de exemplu, cum sunt ei au, dar le-au utilizat, le-au epuizat și așa mai departe. Ok. Deci, în cadrul regionului Nisporeni, deci sunt și alte instituții medicale care oferă acest serviciu de ecocardiografie sau dumneavoastră sunteți unica instituție? Procurate de către companie în cadrul raionului Nisporeni. Eu cred că doar Spitalul Raional Nisporeni, nu știu, vreo instituție privată, dar... Doar spitalul, deoarece acei care dețin astfel de aparataj, dețin astfel de specialist și respectiv sunt contractați de companie. Ok, am înțeles. Bine, încă o întrebare pentru spital. Deci dacă dumneavoastră ați văzut că deja ați utilizat în 5 luni această sumă pentru serviciul ecocardiografie, dumneavoastră ați cerut amendamente în contract cu CNAM și majorarea acestei sume din partea CNAM-ului, ca dumneavoastră să fiți în stare să deserviți persoane cu acest serviciu chiar în raionul Nisporeni, fără necesitate de a pleca la Chișinău sau altă undeva. Asemenea, amendamente se fac de către conducerea spitalului, nu se fac de către șefii de secție, nu se fac de către contabili și economiști. Da. Adică, la întrebarea dată, poate să răspund mai conducător. Nu, aveți făcut acum și dumneavoastră prezentați, nu pe dumneavoastră, dar instituția. Sunteți în părere pentru ternociți pentru asta. Deci, pur și simplu, chiar și când se fac amendamente, fondul asigură că are limita sa aprobată pe anul respectiv și respectiv fiecare sume financiară a fost repartizată alte instituții medicale. Nu înseamnă dacă cineva a depășit cotele pe spital, înseamnă automat compania va încheia acord adițional la contractul de bază. Dar, de fapt, deja au fost repartizate alte instituții surse financiare. Da, dacă pe parcursul anului se rectifică bugetul fondului asigură că atunci se face replanificare și reîncheiere. Dar asta intră în managementul instituției, planificarea corectă, dar lungul de azi noi suntem în domeniul sănătății, unde a planifica câteodată eficient toate cazurile de sepsis aproape imposibil, se întâmplă așa cazul când depășești. Dar nu, asta e clar. Eu înțeleg procesele în cadrul CNAM-ului și planificarea bugetară. Totuși, eu aș vrea să înțeleg procesele manageriale și în cadrul spitalului. Pentru că dacă CNAM-ul are procesele sale, asta nu înseamnă că spitalul nu poate să cere amendamente la contract. Poate, la un anumit moment, CNAM-ul va rectifica bugetul, vor avea surse suplimentare, de exemplu, anul acesta, noi am auzit că CNAM-ul a acumulat 17% în plus bugetul în comparație cu anul trecut. Deci, CNAM-ul are resurse, deci, anume CNAM-ul știe, iată, am vrut bugetul, avem surse adiționale și dacă aveți, de exemplu, o rugăminte din partea, o solicitare din partea spitalului, atunci puteți să procedați. Deci, deja asta e lucrurile interne la CNAM. Eu aș vrea să văd și oare managementul spitalului a făcut ce a fost posibil pentru a oferi toate serviciile, inclusiv și ecocardiografie, pentru că a rămas nu o lună, dar 7 luni din an. Experiența CNAM-ul vă răspunde fiecare dată în spiță medicală, intervin cu așa solicite. Deci eu nu știu cazul în speț trebuie de examinat dacă a fost
Dar majoritatea cazurilor sunt prezentate solicitări de a majora suma contractuală. Dar fie faptul că managerii instituției singuri sunt interesați ca să ridice problema finanțării în continuare, în considerare că pacientul e primul contact și el viața și sănătatea prioritară. Deci eu, cazul când n-au înaintat, eu vă spun sincer, dacă ne-am întâlnit, de fiecare dată sunt înaintate de mers. Încă o dată verificăm suplimentar. Da, eu aș vrea să înțeleg, totuși, administrația spitalului a primis această, așa fel de solicitare în adresă CNAP-ul, ca să fie rectificat bugetul, inclusiv și pentru acest serviciu. Dacă da, aș vrea să văd un document, o solicitare în scris sau... Verificăm și putem răspunde. Da, vă rog frumos. Deci, după această ședință, putem să vă oferim 5 zile următoare ca să oferiți informația adițională. Încă ceva am vrut specific. Chiar o să finalizez moment. Și chiar, vă rog, dați-mi de știri, deci să primiți un document care confirmă că așa fel de solicitare a fost făcută. Dacă nu vom primi în 5 zile următoare așa fel de document, vom înțelege că această solicitare nu a fost făcută la poftie. Atunci când se pornește procesul de contractare a instituțiilor, instituțiile vin cu oferta și prezintă că, iată, anul viitor noi planificăm să efectuăm 100 de servicii din acestea, 200 din acestea, să efectuăm cam câte cazuri tratate în spital și așa mai departe. Adică, și respectiv oferte date și ținând cont de bugetul care este, adică se face contractarea. Nu, compania, de fapt, nu ia cifrele care le contractează, nu le ia așa arbitrar cumva, dar prestatorii vin cu ofertele în care dau și argumentări, și sume, și prezint dovada capacității, dotării și așa mai departe. Adică, nu este cifra asta luată arbitrar așa, undeva. Asta e clar, că planificarea trebuie să fie făcută în orbitar, dar analizând situația. Dintr-un alt punct de vedere, noi avem niște date statistice colectate în Moldova. De exemplu, oficiul avocatului poporului deja de două ori în studiu prin percepțiile în domeniul drepturilor omului și acest studiu a arătat, studiul la nivel național, deci studiul sociologic, în 2015 61% din respondenților au spus că domeniul sănătății asta e prima îngrijorare pentru lucruri și dreptul la sănătate a acumulat, a fost la primul loc în sens de problemă, în primul loc problematic pentru populație. Și apoi, peste câțiva ani, în 2018, acest studiu a fost încă o dată făcut pe aceeași metodologie și rezultatele au fost și mai rele. Plus 10%, deci deja 61% din respondenți au spus că dreptul la sănătate a devenit și mai problematic. Deci noi vedem că dinamica în domeniul sănătății este una negativă pentru populația. Și de ce când avem diferite cazuri legate cu sănătate, asta e cam îngrijorează. De ce își dau diferite întrebări de așa fel, ca să înțeleg unde e problema, în bani, în planificare, în lipsa personalului, în lipsa echipamentelor, unde avem această problemă. Pentru că înțeleg această situație și e bine când persoana poate fi redirecționată la o altă instituție care încă are bugetul pentru un anumit serviciu. Totuși, asta e bine când avem aceste câteva instituții într-un acest local sau undeva în apropiere. Dar când persoana trebuie să călătorească din Nisperenie la Chișinău pentru un serviciu care este disponibil, medicul specialist este, echipamentele este, numai banii nu sunt. Deci, infrastructura este pregătită, dar niște momente de finanțare, hai să spunem, financiare administrative nu au fost clarificate cumva. Apoi, asta e problema. Eu înțeleg că dacă nu avem acest serviciu zi de zi și, nu știu, ceva de neurologie, slavă Domnului, nu vom avea nevoie de neurologie niciodată pe viața noastră.
Dar dacă serviciul care trebuie să fie mai aproape de persoană și persoana trebuie să călătorească la Chișinău, asta e, de exemplu, luați exemplu domnului Buză, deci persoana în scaun în curățile trebuie să călătorească și înțelegeți că autobuzele noastre interurbane nu sunt cumva făcute în așa fel că persoana în scaun în curățile poate să utilizeze aceste autobuze. Deci, așa fel de situații, asta e o împiedicare fizică la servicii, deci problema cu acces fizic și plus acces economic, pentru că apoi persoana trebuie să plătească bani suplimentari pentru a accesa un serviciu medical și devine că persoana este asigurată, dar trebuie să investească și bani, și timpul, și eforturi pentru a călători undeva mult mai afară decât localitatea sa. Deci, de aceea și aș vrea să înțeleg unde avem probleme și ca să venim și cu, dacă vom găsi că ăsta e cazul de discriminare, cu recomandări mai specifice, unde și ce trebuie de rectificat. Deci, aș vrea să văd încă o dată luare rugăminte din partea spitalului de presă planul a fost făcută sau nu. Ok. Doriți să, la acest moment să adăugați încă ceva, pentru că am și alte câteva întrebări. Dacă se poate eu să dau câteva răspunsuri domnului Buzan. Dumnealui face referire la urgență. Adică am să dau răspuns referitor la legea 411 și din 95. În legea dată este articolul 24, alineatul 1, unde spune expres persoanele sunt asigurate cu asistență medicală urgentă în caz de pericol pentru viața și sănătatea persoanei, în cazul accidente, îmbolnăviri acute, grave, etc. Adică, după cum am studiat eu plângerea mamei dumneavoastră, care o reprezentați astăzi, la cazul dumneiei nu a fost o urgență. Dacă să o discutăm la moment, dumneiei putea să fie programată, putea să fie... Eu deja v-am greit, dacă nu e urgență. Orice persoană are dreptul să-și expuie a ei părere. Dar eu vă spun din materialele studiate. Părerea e bună și articolul e bun. Fapte trebuie. Domnul Ortene, hai să ascultăm și... Noi am ascultat pe dumneavoastră, amabil. Hai să, ca să trecem și la fapte, trebuie să ne bazăm pe careva acte normative. Nu putem numai să discutăm de fapte, dar fără actele aprobate de Parlament, fără hotărârile de guvern și așa mai departe. Am să dau răspuns la o a doua întrebare referitor la bara de protecție. La toate instituțiile publice, după cum se cunoaște, sunt bariere de protecție. Cei care locuiesc în orașul Nesporeni cunosc că până a venit doamna director. Asta e unde? Înăuntru sau în afară? E direct la poartă. Adică și se referă la pe cazul nostru. La teritoriul instituției? Teritoriul instituției, da. Adică și se referă la bara de protecție. Domnul Arteni n-a să mă las să mint, exact lângă bară este și parcare. Unde câțiva metri... Trebuie. Da. E trebuie și trebuie să o lăsăm. Da, dar domnul Buză a făcut referire la bara de și eu am fost oprit și nu mi-a fost nimic. Dar și vreau să spun că lângă bară este gardianul unde se apropie. Nu este necesar. Ca să excludem întrebarea dată. Nu este necesar ca să vă coborți dumneavoastră din mașină sau și veniți pe teritoriul instituției. Depinde și lui gardian. Dar mașina pune la... Da. Noi să luăm ap de... Acolo este gardian care se deschide și este gardian care nu se deschide. Ca așa și e de la Chișinău. Asta-s momentul. Adică tehnico-organizatorul care nu sunt esențiale, sunt date esențiale care m-a dat nimic și tu să răspunzi. Ai spus că trebuie să răspundă șeful. Ia ca și erea esențiale, dar gardianul e... Orice instituție este conducător, domnul Artea. Eu știu și de atâta el o trebuie să vină.
Dacă ne împuternicit pe noi, înseamnă că... Răspundeți dacă nu puteți. Răspundem la întrebările care le-ați abordat. Limitele puternicii. Hai, am o întrebare. Auzi... Da. Am o întrebare. Dumnezeu spune că este legea în care este o urgență. Cine a determinat urgența dacă nu aveți medic specialist? Cum puteți să determinați urgența dacă medicul nu a văzut pacientul? Din pot? Deci vine pacientul la medic și medicul îl controlează, specialistul la medic, și spune, doamne,